Potrivit poliției, șoferul de 20 de ani se deplasa cu viteza excesivă și a pierdut controlul volanului din cauza ghețușului de pe șosea. Mașina a derapat și s-a izbit într-o răstignire de pe marginea drumului, după care s-a oprit într-un copac. În urma impactului, tânăra care se afla pe bancheta din spate a murit pe loc. Unul dintre martori crede că victima putea fi salvată dacă ambulanța ar fi venit mai repede. Eu eram acolo de la pază când am auzit o buhnitură, m-am apropiat după aceea, trebuie ajutor, dar era de-am târziu. Fetița și de-am jos, scoase din mașină. Ambulanța puțin cam târziu a venit, eu până am ajuns de acolo și am venit așa vreo 7 minute și încă ambulanța nu era aici. Vestea a căzut ca un trăsnet peste rudele și prietenii tinerei. Nu știți persoanele din mașină. Testul de alcoolemie a arătat că șoferul nu era în stare de ebrietate. Acesta a refuzat să vorbească în fața camerei. Puteți să ne spuneți cum s-a întâmplat acest. Poliția din Ialoveni urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.